Da, bună seara, bun găsit de aici, de pe stadionul Allianz Arena, unde, așa cum spunea și voi, Naționala României a reportat o victorie absolut istorică la o participare după 8 ani la un campionat european și totodată primul succes după 24 de ani de așteptare la Euro 2000 a fost ultimul succes al tricolorilor într-un meci contra Angliei. Iată că a venit și această zi în care, să fim sinceri și să recunoaștem, foarte puțin credeau. Am stat de vorbă cu foarte mulți dintre românii prezenți astăzi într-un număr fantastic de mare, se vorbește de 45.000, 50.000 de români, așa cum a zis și voi, i-ați auzit la imn, efectiv a fost un moment înălțător și toți s-au bucurat de acest succes pe care nimeni nu-l sconta, de altfel și casele de pariuri mergeau pe o victorie categorică a Naționalului Ucrainei. Iată însă că pe teren lucrurile nu au stat deloc așa. Cu toate acestea însă, deși succesul este unul răsunător, elevii lui Edi Iordănescu au avut un discurs în care au îmbiat mai degrabă la calm, s-a mers pe ideea că încă nu am realizat nimic și că urmează meciuri extrem de importante. Deja se gândesc la partida contra Naționalei Belgiei și la meciul contra Slovaciei. În orice caz, deja prima opțiune pentru calificarea în faza următoare a fost luată. Naționala României conduce la acest rezultat grupa de calificare și rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe. E golul carierei. V-am zis atâtea ori că acest tricou al Naționalului înseamnă totul pentru mine și să reușesc să marchez la un turneu final, cred că nu poți să-ți dorești mai mult de atât în viață, să și câștigi de maniera în care am făcut-o și modul în care ne-am luptat. E ceva, un moment unic pentru noi toți și chiar îmi priveam pe tata și pe soție care erau în tribună, pe fratele meu mai mic, pe sora mea și aveam lacrimi în ochi. E important să rămânem ancorați în moment, în realitate, să ne bucurăm. E o seară în care trebuie să ne bucurăm pentru că merităm asta, pentru că e firesc, e uman, iar de mâine ne ridicăm în picioare și o luăm de la capăt. Este seara noastră, eu personal mulțumesc echipei, mulțumesc Dumnezeu că a fost din nou alături de noi și ne ajută și ne răsplătește pentru eforturile pe care le facem.